Salve dudes, pentru că Platinum Edition pentru Farming Simulator 22 este după Golds, mai e puțin și primim DLC-ul. Ei bine, am folosit donațiile voastre din ultimele live-uri pentru a cumpăra ceva. A venit, este aici, hai să vedem ce este înăuntru. Foarte mulți dintre voi au intuit deja din live-urile mele pentru că am dat un picuț din casă și fraților, avem aici Side Stick Airbus Edition de la Thrustmaster. Exactamente! Mă pregătesc pentru Forestry, pentru că DLC-ul ăsta Platinum Edition va fi despre Forestry. Va trebui să lucrăm foarte, foarte mult la pădure, să facem lemne, să tăiem, să manipulăm, să transformăm și să transportăm de asemenea. Așa că ăsta mă aduce cu un pas mai mult de realitate. Și hai să vedem cum arată el. De asemenea, în acest clip o să-l și testăm în Farming Simulator. Acum, așa arată el, este practic o copie, nu foarte fidelă, dar este pe aproape, precum este stick-ul, adică maneta, să zic așa, de la avioanele astea de la Airbus. De asta și scrie în partea asta Airbus cu alea, așa. Și hai să-i dăm ăsta la o parte, pentru că vine dezgolit. Are o tehnologie foarte miștoacă în el și este foarte precis. Asta mi-a plăcut maxim la acest joystick. Și de asemenea are foarte multe, e mult cablu, asta zic, foarte, foarte mult cablu. Avem o grămadă de butoane customizabile pe care, sincer, eu nu prea o să le customizez pentru că folosesc și volanul în același timp și pe el am foarte multe butoane customizabile și mai am și, bineînțeles, Stream Deck-ul, care și la rândul lui are de asemenea alte butoane customizabile, așa că ăsta-s puțin cam în plus pentru mine, dar, hei, are, așa că e acolo, dacă avem nevoie vreodată. Avem 3 cu 3, 6 și avem încă 6 pe partea cealaltă, 12. Manetuța arată așa, este cât de cât ergonomic, aș putea spune, sunt manete mai ergonomice, dar ăsta are o tehnologie foarte, foarte miștoacă în el. Are de asemenea și drăcia asta aici, pe care atunci când joci un simulator de avioane o folosești ca să accelerezi eventual. În farming încă nu i-am găsit o întrebuințare, dar cu siguranță o să ne gândim la ceva întrebuințator și pentru asta. Iar aici, în partea asta, unde ține mâna, avem un buton principal roșu, altul secundar aici și un joystick. Joystickul ăsta nu este un joystick cum e cel mare, este mai mult un joystick cu butoane, știi? Adică dacă dai în sus e ca și cum ai activa un buton, dacă dai în dreapta e ca și cum ai activa un buton și așa mai departe. Nu este un joystick care, dacă îl miști un pic, se va mișca ceva un pic. Nu. Joystick-ul în sine este ăsta. Are, bineînțeles, rotații pe toate axele și ce mi-a plăcut e că are și treaba asta, adică stânga-dreapta de aici, care poate fi blocată cu un singur butonel colea. Și acum nu mai merge să mai faci așa stânga-dreapta, vezi? Deci asta, din nou, o întrebuințare faină și acum poți, trigger, al doilea buton, hai să-l vedem în funcțiune! Am instalat joystick-ul, îl avem conectat și avem în față un Ponce Scorpion, care ăsta este cel mai challenging, este practic provocarea cea mai mare, din cauza că are cele mai multe opțiuni și trebuie să le cumva folosești cam în același timp pentru a putea tăia lemne cât mai eficient și rapid. Acum, hai să vedem cum ne descurcăm, dar înainte de toate, vreau să vă arăt un picuț cum am pus eu butoanele aici. În partea de sus am acest mic joystick de care vă spuneam mai devreme și ăsta controlează camera. Am zis ca să nu mai trebuiască să mai mișc eu mouse-ul, atunci cu camera controlată de aici este un picuț mai ușor. De asemenea, din interior poți să controlezi și de aici camera, deci funcționează, să zic așa, mai natural dacă ai la îndemână controlul camerei. Acum, dacă mișc în stânga și în dreapta, ei bine, vom putea observa o schimbare la căpătâi. Deci dacă schimbăm dreapta sau stânga așa, schimbăm orientarea capătului. Dar brațul principal, ia să vedem aici, la camera am mai schimbat o chestie. De exemplu, dacă vreau să dau zoom in sau zoom out, țin apăsat butonul din dreapta, care este foarte greu de văzut, eu sunt un buton mic aici negru și doar dau un picuț de joystick în spate. De asemenea, țin apăsat, dau în față, nu știu de ce, farming-ul este foarte, foarte sensibil la chestia asta și trebuie să dai, îmi place să fac așa în rafale, pentru că dacă dau un pic, uite, deci cumva face un efect foarte, foarte pronunțat, dar hei, am toate controlele de cameră la îndemână. Acum, avem brațul principal, da, care ăsta este foarte dificil de controlat așa la prima vedere și cu joystick-ul propriu zis, dacă dau pe spate, brațul principal se va ridica, în față va coborâ. Dar dacă vreau să folosesc a doua parte de braț, atunci folosesc triggerul de aici, țin apăsat pe el și dacă trag, atunci voi acționa a doua parte. De asemenea, dacă apăs și împing,
îl voi împinge în față. Bineînțeles, ambele vor merge în același timp, da? Așa că poți să le controlezi cu mici apăsări pe ambele cât de cât. Acum, dacă vrem dreapta sau stânga, evident, controlăm orientarea cabinei, care implică, bineînțeles, și orientarea brațului. După cum bine se vede, dreapta sau stânga. Acum, hai să lăsăm un picuț jos. Ca alte controle puse aici, nu mai am. Mai am aici încă un trigger, deci aici în spate, cumva, pe partea asta, mai avem acolo un trigger aici. Și cam atâta. Acum, hai să vedem dacă putem tăia ceva lemn. În cabină mai am un pic de lucrat pentru că controlele la cameră, și nu înțeleg de ce, funcționează diferit. În sensul că dacă dau de joystick în jos, se ridică camera, dar dacă ies din utilaj și dau de joystick în jos, camera se duce unde trebuie să se ducă, adică în jos. Sus, jos. Pe când din interior, controlele sunt inversate. Trebuie să mă uit la chestia asta, să vedem care este problemuța. Și de asemenea, cred că o să mai pun și controlele de tăiat. Cred că am să-mi pun pe butonul roșu. Butonul roșu, în momentul de față, nu este mapat pe absolut nimic și ar trebui. Zic eu că dacă tăiem cu el, ar fi foarte, foarte natural, să zic așa. Vom merge acum în partea cealaltă, unde avem puțină lumină. Și putem de asemenea să schimbăm camera de aici și cred că o să-mi fie foarte, foarte ușor să o controlez așa. Bun, hai să ne întoarcem. Hai să întoarcem și camera. O, ce dimineață frumoasă avem pe Erlen Grad aici. Bun, și aici de la depărtare e destul de dificil să-ți dai seama. Hai să dau un pic zoom. Asta necesită foarte mult, foarte mult practice, știi, foarte mult exercițiu ca să poți să devii fluent, să zic așa, într-un joystick. Dar odată ce l-ai masterit, știi, odată ce ai trecut de partea aia de început, este foarte, foarte natural. Bun, și acum o să mă poziționez. Uite ce ușor se poziționează până când îl atinge. Să-l orientez un pic în stânga. Atât, poate un pic mai jos. Ai văzut-o? Acum l-am tăiat și noi în momentul de față îl avem cuplat la scorpie, să zic așa. Acum, hai să-l tragem înapoi și de îndată ce îl vom întoarce, o să putem să-l punem și jos. O să dau puțin zoom out și în timp ce dau în spate, o să ridic de asemenea. Așa, mișcarea asta trebuie făcută, oho, oho, un picuț cam rapid și din cauza asta trebuie exercițiu. Acum putem să-l punem jos, dar acum brațul este mult prea extins și din cauza asta scorpia mea nu mai este echilibrată, este cumva într-o parte. Așa că apăsând joystick-ul și dând în față, îl voi aduce către mine un pic, mai ridic un pic din joystick-ul principal și aducem puțin tel copacul lângă mine. Hai să vedem dacă îl și întoarce, se pare că încearcă, dar nu are forță. Și acum putem să-l tăiem în continuare. Aici cred că am să mă apez eu un buton pe undeva. De fapt, cred că e același buton pe care îl folosesc și la tăiatul propriu zis, adică butonul roșu îl voi pune eu. Hai să vedem dacă funcționează. Exact, amon. A funcționat. Bun. Hai să facem treaba acum. O să ridic un pic acum. Așa. Și o să vă mai arăt încă un control pe care l-am pus, foarte, foarte, foarte util. Și o să schimbăm pe tăiat într-o secundică. Acum, dacă observați voi, avem brațul extins un pic și avem un alt control pe care tot așa l-am pus pe trigger și stânga-dreapta. Stânga retractăm și dreapta extindem. Ăsta e pus. Deci sunt foarte, foarte multe controle de care trebuie neapărat să ții cont, știi? Și uneori devine într-adevăr foarte debusolant, dar făcând, bineînțeles, intră puțin în memoria musculară, să zic așa. Avem buton și pe volan, dar aș vrea unul și aici. Deci doiul ar trebui să fie ăsta. Și hai să-l punem pe roșu. L-am apăsat, el este. Salvăm controlele și hai să vedem dacă funcționează ce am pus eu acum. Bun, o să-l aduc din nou. Hai să facem treaba realistică. Bun, va trebui să întorc capul un pic în stânga și de asemenea a plecat în jos. Așa. Suntem ok? Hai la următorul copac. O să-l iau pe ăsta de aici din stânga. Ăsta îmi pare mie ok. Coborâm. Orientez un pic în dreapta. Bun, și acum îl am practic în brațe, da? Ne-a apărut aici că putem să-l tăiem, așa că vom folosi butonul roșu de aici. Hai să vedem dacă ce funcționează. Se pare că da, a funcționat, acum doar îl tragem lângă, mai apăs o dată și putem să facem forestry, doamnelor și domnilor, la un nivel mult mai realistic. Pot să dau și din cabină un pic mai zoom out, apăsând butonul ăsta și trăgând în spate, după cum bine se vede, așa că putem să vedem foarte mult în laterale. Și ce să mai, în momentul de față jucăm foarte, foarte realistic.
Acum, fraților, în față avem un telehandler de la Class și hai să vedem cum se controlează ăsta. O să vedeți că o să fie foarte, foarte mișto. Și înainte de toate vreau să vă arăt cum l-am mapat pe ăsta. Dacă ne uităm înăuntru, avem și aici un joystick pe dreapta, cu care, bineînțeles, controlăm, evident, telehandlerul. Așa că l-am mapat astfel încât să facă ca cel din joc. Stânga, stânga, dreapta, dreapta, față și spate. Și bineînțeles pe rotire, după cum vine să vede. Cât de tare e chestia asta, l-am făcut fix ca acolo. Mi-a luat ceva să descoper toate controlele și butonașele, pentru că nu sunt tutoriale deloc ok pe YouTube. Deci trebuie să menționez treaba asta. Acum, hai să și cuplăm. Dacă uităm din afară, avem mai puține, bineînțeles, articulații și controle de folosit. Așa că telehandlerul este mult mai ușor. Avem jos, avem sus, bineînțeles, și după aia avem dreapta, stânga, care controlează înclinația atașamentului frontal, după cum bine se vede, da? Și de asemenea avem și prelungirea pe care o facem cu, de asemenea, triggerul, fix cum făceam la Ponce Scorpion, da? Ținem apăsat și tragem și ăsta este triggerul. Aici cred că am să schimb eu câteva chestii, dar vom vedea pe parcurs. Acum, hai să schimbăm un pic cu camera și va trebui să atașez, vreau să văd cum mă descurc în POV, practic. Și putem să atașăm controllerul. Așa, avem atașamentul frontal. Și acum, hai să mergem la baloții ăștia să-i transportăm, da? Foarte, foarte ușor. Dăm un pic în jos. Sensibilitatea este out of this world, practic. Este excelentă. Și vă pot face o mică demonstrație acum. Deci, apăs extraordinar de încet pe joystick și hai să vedem un joc cum se translatează toată treaba asta. Fii atent. Acum, stai așa că apăsam prea încet. Uite cât de încet îl pot face să urce. Deci asta este o treabă extraordinară. Uite-te așa. Și bineînțeles, cum măresc. Ia uite cât de tare. Pac, am coborât și de asemenea poți să modifici și înclinația sau dacă ai o cupă, spre exemplu universală, care are propria ei, să zic eu, articulație, care descarcă, atunci stânga-dreapta așa va funcționa pentru acea cupă. Acum, hai să vedem din interior. O să ridic brațul și o să iau doi baloți. Am făcut ca joystick-ul să funcționeze fix ca mouse-ul. Și bineînțeles, trigger-ul ar fi click-ul, așa că dacă sunteți obișnuiți cu mouse-ul, se poate face joystick-ul să funcționeze similar, ca și orientare. Adică tot așa, să strângi în stânga, să dai drumul în dreapta și așa mai departe. Bun, l-am orientat, putem să ne asigurăm un picuț. Da, pare în regulă, un picuț mai în jos. Cam de aici. L-am înfipt și acum doar îl iau sus. Și acum putem să-l și transportăm. Putem să facem asta și POV, practic. Da? O să mergem în sat să lăsăm baloții ăștia. În momentul de față nu am volanul, dar, fraților, de la ora 8 avem live cu acest joystick. Da, ați auzit foarte bine. O să-l testăm astăzi pe live și o să facem foarte, foarte multă treabă cu, în principal, Ponce Scorpionul, dar cu ăsta vom încărca lemnele. Așa că stați aproape pe live-ul de astăzi, pentru că vom avea foarte multă muncă realistică de făcut cu joystick-ul. Hai să mergem în dreapta și o să-l las aici în spate. Așa. Și o să și profit, poate putem să-l urcăm pe unul din containerele din față. Cred că ar fi o provocare foarte interesantă și totodată am putea pune în aplicare și extinderea brațului. Așa că hai să vedem din lateral ca să-mi pot eu orienta mai bine. So, ridicăm, orientăm și clar vom avea nevoie de ceva extindere. Așa că apăs și dau în față și așa practic am extins brațul, da? După aia nu mai apăs și îl cobor și hai să vedem, cred că un pic mai ridicat și un pic, da, un pic mai extins și un pic mai jos. Cam așa, în momentul de față cred că îl avem cam pe container și putem să ne îndepărtăm. Aia a fost. Hai să uităm să vedem ce am făcut. Hai că îl avem, este aici. Îl avem plasat. Așa că, fraților, cu un pic de antrenament și eu n-am mai jucat decât de câteva ori cu joystick-ul și tot am reușit un picuț să mă obișnuiesc, vă dați seama dacă joci o săptămână cu el, deja o să-ți devină ca un alt braț, ca o extensie a brațului, să zic așa. Foarte, foarte ușor de folosit. Vă aștept pe live-ul de diseară, de la ora 8. O să fie foarte fain. Mult forestry facem! Pa, pa!